Președintele Iohannis a promulgat legea PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul. Legea, inițiată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, supranumit mitralieră, a primit votul final din partea Camerei Deputaților pe 15 decembrie 2020, în ultima zi a legislaturii trecute. Actul normativ prevede că cei inculpați pentru evaziune fiscală de până la 100.000 de euro, infracțiune care în prezent se pedepsește cu închisoarea, scapă doar cu amendă dacă achită integral prejudiciul, iar dacă dau și 20% în plus, fapta nu se mai pedepsește deloc, indiferent de cuantumul evaziunii. Și discutăm subiectul chiar acum cu colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, ești în direct. Bun găsit! Și Curtea Constituțională a României a respins luna trecută sesizări pe înalte curs de casație și justiție a Guvernului României și Avocatului Poporului asupra acestei legi care a ridicat o serie de controverse în ultimii ani în România, ea fiind inițiată în urmă cu 3 ani, mai exact în anul 2018. Noua formă a legii prevede că în cazul prejudiciilor sub 100.000 de euro achitate, pedeapsa va putea consta în amendă, iar în cazul prejudiciilor sub 50.000 de euro achitate va fi aplicată exclusiv amendă. Toate persoanele inculpate practic pot scăpa de închisoare dacă una dintre ele achită integral prejudiciul majorat cu 20%, chiar și în cazul recidivei. Așadar, persoanele care au mai fost condamnate în trecut pentru evaziune fiscală ar scăpa de răspunderea penală în cazul în care plătesc prejudiciu. Atenție, vorbim doar de prejudicii de maxim 100.000 de euro. În general, evaziunea fiscală, infracțiunile de evaziune fiscală au prejudicii situate la sume foarte mari, însă până în 100.000 de euro, practic, persoanele prinse și cercetate penal pot scăpa de închisoare odată cu publicarea în monitor.